Ei, nu anulăm. Da, adică, nu pot să... Vreau acum, să spun în direct citatul? Da, puteți să-l puneți. Deci nu vă așteptați că Comisia de la Veneția vă bate din palme, sau noi nu ne așteptăm că Comisia de la Veneția vă bate din palme și să vă zici bravo. Dar dacă Comisia de la Veneția în decembrie spune că ceea ce ați modificat dumneavoastră cu privire la organizarea evaluării lui Stoianoglu, da? Nu-i bine deloc, dar deloc nu-i bine. Ce se întâmplă mai departe? Dacă vă zice așa, înseamnă că vă trebuie anulate cele prevederi. Serios? Da. Și veți merge la asta? Absolut. Deci dacă Comisia de la Veneția spune tot ce ați adoptat voi, deci legea care ați adoptat-o, deci nu vine cu niciun, deci nu corespunde nici căror standarde. Păi cam ale... asta și-a spus. Nu, nu. Atunci da, noi o luăm cap-coadă și o anulăm. Atunci poți să anulezi. Așa Comisia de la Veneția spune, evaluare? Ok, vreți evaluare, faceți evaluare procuror general, dar vă recomandăm criteriile să fie cel puțin de ordin general, să fie introduse în lege. Răspunderea disciplinară? Da, poate fi creată o comisie disciplinară, dar în cazul ăsta faceți o claritate în lege, diferența între răspunderea disciplinară și evaluarea performanțelor, ca să fie mai clar decât este acum. Chiar constituțională a fost atinsă într-un limbaj normal, foarte diplomat. Chiar și curții constituționale s-a dat peste obraz pentru ce a făcut. Și nu vreau să ne spuneți că tot e bine. Eu... Nu este, nu, nu, dumneavoastră nu zic, faceți, nu zic că avizul ăsta ne laudă. El nu ne laudă. El nu ne laudă avizul ăsta. Nu. Dar el face, deci nu ai ce anula. Acum sunt anumite prevederi în acest aviz, sunt anumite recomandări în acest aviz la care noi ne vom pe care noi le vom implementa în lege. Adică noi vom veni cu un proiect de lege și vom modifica legea astfel încât să respectăm recomandările Comisiei de la Veneția. Pe anumite recomandări urmează să avem o discuție cu Ministrul Justiției și să decidem dacă mergem mai departe sau nu. Dar pe unele dintre recomandări, cu siguranță, o să modificăm legea. Dar de asta zic, nu e cazul să anulezi, fiindcă ei n-au zis, totul e prost, anulați. Nu, ei au zis, uite, asta da, dar vă sugerăm să modificați asta. Și noi vom modifica. Asta da, dar fiți atenți aici. Ok, facem și asta. N-ai ce anula, efectiv. Deci nu vă așteptați că Comisia de la Veneția vă bate din palme, sau noi nu ne așteptăm că Comisia de la Veneția vă bate din palme și vă zici bravo. Dar dacă Comisia de la Veneția în decembrie spune că ceea ce ați modificat dumneavoastră cu privire la organizarea evaluării lui Stoianoglu, da? Nu-i bine deloc, dar deloc nu-i bine. Ce se întâmplă mai departe? Dacă vă zice așa, înseamnă că vă trebuie anulate cele prevederi. Serios? Da. Și veți merge la asta? Absolut.